Doamna, doamnă, petreceți-vă. Bun găsit, Gabi, bun găsit, doamnelor și domnilor. N-aș vrea să-ți răspund chiar eu la această întrebare, pentru că am o surpriză pentru tine, dar și pentru telespectatorii Realitatea TV. Tocmai îl avem alături de noi pe Marius Copil, care a venit în urmă cu câteva momente în România. Spune-mi, cum a fost finala? Pentru că a fost o finală incredibilă, care a scris istorie cumva în cariera. Bună ziua! O finală foarte frumoasă, o atmosferă incredibilă, a fost spectacular publicul. Am făcut o atmosferă incredibilă cu Laola la sfârșit și m-am simțit super, super bine. A fost și de la meciurile anterioare, unde am câștigat, pot să zic, câțiva spectatori și să fie și de partea mea. Dar am avut niște emoții mici la început, dar cum a început meciul, eram focusat pe ce am de făcut și vedeam doar de treaba mea și sunt... rațineam legătura doar cu echipa, în rest nu încercam să refuz să văd ce se întâmplă pe afară. Cum a fost să joci împotriva lui Federer, unul dintre cei mai buni? Putem spune chiar cel mai bun. Ce rezultate are, cred că merită să primească titlul acesta. Un vis împlinit. De când am început să joc tenis, mi-am dorit foarte mult să joc cu cei mai buni jucători din lume, mai ales cu el, pentru că l-am admirat de până la început cariera mea de tenismen. Mă bucur că am jucat contra lui într-o finală și nu în primul tur la un Grand Slam. Și sper să mai am ocazia să joc contra lui în niște meciuri interesante. Bineînțeles, ați vorbit nu doar pe teren, ci și în afara terenului. Ce mesaj ți-a transmis Federer? M-am felicitat pentru o săptămână foarte bună avută. Sper să continui așa în continuare. Sper să ne vedem în decembrie, poate la pregătire în Dubai, dacă voi merge acolo. Și mi-a spus că dacă continui cu stilul ăsta de joc agresiv și să vin în față, că pot să am multe victorii. Cu ce te-a ajutat pe tine această finală alături de Federer? Iată, ai urcat foarte mult în clasament. Da, am urcat mult în clasament, mă apropie de țelul meu de anul viitor, care era să intru în primii 50. M-a ajutat foarte mult că termin anul cât mai aproape de primii 50 și mi-a dat o liniște, pentru că dacă nu jucam bine la turneul acesta, îmi ieșeau niște puncte la sfârșit de an, poate nu terminam în primii 100 și după aceea era foarte greu să încep anul. Ce te-a ajutat colaborarea cu Andrei? M-a ajutat la dreapta. Dreapta este mult mai agresivă acum și mult mai solidă, pot să zic. Și astea le-am îmbunătățit până acum, dar trebuie să zic că și pe partea mentală domnul Ioan Popovici m-a ajutat foarte, foarte mult și pot să zic că meritul cel mai mare poate l-are el, mai ales la turneul acesta. Întreba colegul meu, Gabi, ceva mai devreme, care este secretul carierei tale? Ai 28 de ani și atât ești unul dintre cei mai buni. Da, îmi doream să fiu mai de mult, să încep să fiu în primii 50, dar din păcate a durat mai lung. Mă bucur că s-a întâmplat acum, sper să rămân sănătos și să am cât mai multe turnee ca și acesta de la Basel, să joc cât mai multe meciuri și să fac și o bucurie iubitorilor de tenis român și să vadă cât mai multe meciuri interesante. Mulțumesc tare mult! Așadar, l-ați ascultat ceva mai devreme pe Mihai Copil, unul dintre cei mai buni tenismeni din România. A venit în urmă cu câteva momente în România. Vă spuneam și ați văzut că este destul de obosit, dar foarte emoționat și fericit, pentru că și-a îndeplinit unul dintre dorințele cele mai mari, și anume să joace o finală alături de Federer. Federer. Domnilor, pentru securitatea dumneavoastră, vă rugăm să nu vă lăsați bagajele nesupravegheate și nici...